șeful meu, directorul general al companiei, a aflat că eu sunt sărcinată, a început să mă preseze într-un mod foarte straniu și foarte presant ca să scriu cereri de concediere. Sunt cazuri alarmante, însă reale. Femeile însărcinate sunt deseori văzute ca o povară pe umerii angajatorului. În loc să li se asigure condiții de muncă mai ușoare și un concediu de maternitate, gravidele se pomenesc de obicei date afară din compania în care au activat. Un documentar despre femeile însărcinate care au devenit o povară pentru unii angajatori, urmăriți pe 1 decembrie, ora 17:35 de minute, la Postul Național de Televiziune.